Ultima jumătate a cărții Exodului descrie construcția tabernaclului, iar referințe către acesta și către elementele sale se regăsesc de-a lungul Scripturii. Între capitolele 25 și 40 găsim marea majoritate a informațiilor pe care le avem despre tabernaclul adunării, locul de sălășluire a lui Iahova. Pentru că Iahova nu locuia în inimile omului până la venirea lui Hristos, moartea și învierea acestuia, el a locuit într-un loc anume în timpul Vechiului Testament. După ce Solomon a construit templul, Iahova locuia în Sfinta Sfintelor, încăperea cea mai sfântă, unde doar marele preot putea intra în prezența acestuia odată pe an. Evrei, capitolul 9, versetul 7. Până la construcția templului, acesta a locuit în tabernaclu. Din cauza faptului că în Numeri, capitolul 13, în urma raportului cercetașilor asupra pământului Canaan, oamenii erau înfricoșați de giganții care locuiau pe acele pământuri, fiii lui Anac, Amalechiții, Hitiții, Iebușiții și Amoriții, și nu au respectat porunca lui Iahova de a cuceri acele pământuri, aceștia au fost pedepsiți să rătăcească prin pustie timp de 40 de ani. În timpul celor 40 de ani de rătăcire, oamenii aveau nevoie de un loc pentru a-L venera pe Iahova, dar nu puteau construi o structură stabilă atâta timp cât erau în mișcare, rezultând tabernaclul. Cele 7 elemente principale ale tabernaclului sunt următoarele. Altarul arderii de tot. Exodul, capitolul 27, versetele 1-8. Să faci un altar din lemn de salcâm, lung de 5 coți și lat de 5 coți. Suprafața altarului să fie pătrată, iar înălțimea lui să fie de 3 coți. La cele 4 colțuri să-i faci niște coarne care să fie din aceeași bucată cu el, după care să-l poleiești cu bronz. Să-i faci oale pentru scos cenușa, lopeți, vase, furculițe și fărașe pentru cărbuni. Toate uneltele lui să-i le faci din bronz. Să-i faci un grătar din bronz ca o rețea și pe el să torni 4 inele de bronz la cele 4 colțuri ale sale. Să-l pui supervazul altarului, astfel încât grătarul să fie la jumătatea înălțimii altarului. Apoi să faci drugi pentru altar, drugi din lemn de salcâm pe care să-i poliești cu bronz. Drugii să fie introduși prin inelele de pe laturile altarului, pentru ca acesta să poată fi dus. Altarul să fie făcut din scânduri, gol pe dinăuntru, așa cum ți-a fost arătat pe munte. Altarul arderii de tot era construit din lemn de acacia folosit de-a lungul construcției tabernaclului. În acest caz, lemnul de acacia era acoperit cu bronz și probabil cupru. Aici se făceau jertfele prin ardere. Lighianul de bronz. Exodul, capitolul 30, versetele 17-21. După aceea, Domnul i-a zis lui Moise: să faci un lighean din bronz pentru spălat, al cărui piedestal să fie făcut tot din bronz. Să-l așezi între cortul întâlnirii și altar și să pui apă în el. Aron și fiii lui vor trebui să-și spele mâinile și picioarele cu apa din el. Atunci când vor intra în cortul întâlnirii, să se spele cu apa aceasta ca să nu moară. Vor trebui să facă acest lucru atunci când se vor apropia de altar ca să slujească sau când vor aduce Domnului jertfe mistuite de foc. Așadar, să-și spele mâinile și picioarele ca să nu moară. Aceasta să fie o poruncă veșnică pentru Aron, pentru fiii lui și pentru urmașii lor. Masa pentru pâinea prezentării. Exodul, capitolul 25, versetele 23-30. Să faci o masă din lemn de salcâm, lungă de 2 coți, lată de un cot și înaltă de un cot și jumătate. Să o poleiești cu aur curat și să-i faci un chenar de aur de jur împrejur. Să-i faci împrejur un pervaz cu lățimea de o palmă și un chenar de aur de jur împrejurul pervazului. Să-i faci mesei 4 inele de aur și să le fixezi în cele 4 colțuri, în dreptul celor 4 picioare ale ei. Inelele care țin drugii folosiți la aducerea mesei să se afle în apropierea pervazului. Să faci drugii pentru ducerea mesei din lemn de salcâm și să-i poleiești cu aur. Să-i faci farfurii și vase pentru tămâie, ulcioare și boluri cu care să torni jertfele de băutură. Să le faci din aur curat. Să pui pe masă pâinea prezentării ca să fie continuu înaintea mea. Sfeșnicul. Exodul, capitolul 25, versetele 31-40.
Apoi să faci un sfeșnic din aur curat. Piciorul și arborele să fie din aur bătut. Cupele, bobocii și petalele să fie dintr-o singură bucată cu el. Din laturile lui să iasă 6 ramuri, 3 ramuri ale sfeșnicului într-o parte și 3 ramuri ale sfeșnicului în cealaltă parte. Să fie făcute 3 cupe în formă de floare de migdal, fiecare cu boboc și petale pe o ramură, și 3 cupe în formă de floare de migdal, fiecare cu boboc și petale pe o altă ramură. Așa vor trebui făcute toate cele 6 ramuri care ies din sfeșnic. Pe sfeșnic să fie 4 cupe făcute în formă de floare de migdal cu boboci și petale. Sub fiecare pereche de ramuri, dintre cele 6 care ies din sfeșnic, să fie câte un boboc. Bobocii și ramurile să fie dintr-o singură bucată cu sfeșnicul, totul să fie din aur bătut, din aur curat. Să faci 7 candele pentru sfeșnic, ele să fie fixate deasupra, în așa fel încât să lumineze în față. Mucarnițele și tăvițele să fie din aur curat. Sfeșnicul cu toate uneltele lui să fie făcute dintr-un talant de aur curat. Să faci totul după modelul care ți-a fost arătat pe munte. Altarul tămâierii. Exodul, capitolul 30, versetele 1-10. Să faci apoi un altar din lemn de salcâm pe care să arzi tămâie. Atât lungimea cât și lățimea lui să fie de un cot, având o suprafață pătrată. Înălțimea să-i fie de 2 coți, iar coarnele să fie dintr-o bucată cu el. Să poleiești cu aur curat atât partea superioară și părțile laterale ale altarului, cât și coarnele sale. Să-i faci un chenar de aur împrejur și 2 inele de aur pe care să le fixezi sub chenar pe ambele părți. Ele vor ține drugii cu care îl vei duce. Să faci drugii din lemn de salcâm și să-i poleiești cu aur. Să așezi altarul în fața draperiei care este înaintea chivotului mărturiei, în fața capacului ispășirii care este deasupra mărturiei, unde mă voi întâlni cu tine. Aron să ardă tămâie pe el în fiecare dimineață când pregătește candelele. De asemenea, să ardă tămâie pe el și între cele 2 seri când va aprinde candelele. Astfel va fi tot timpul tămâie din partea voastră înaintea Domnului, din neam în neam. Să nu arzi nicio tămâie străină pe el, să nu aduci pe el nici ardere de tot, nici dar de mâncare și să nu torni nicio jertfă de băutură pe el. Doar odată pe an Aron va face ispășire pe coarnele altarului. Această ispășire anuală va trebui făcută cu sângele jertfei pentru ispășirea păcatului. De asemenea, ea va trebui făcută din neam în neam. Acesta este un lucru prea sfânt înaintea Domnului. Chivotul. Exodul, capitolul 25, versetele 10-16. Să facă un chivot din lemn de salcâm. Acesta să aibă lungimea de 2 coți și jumătate, iar lățimea și înălțimea de 1 cot și jumătate. Să-l poleiești cu aur curat pe dinăuntru și pe din afară și să-i faci un chenar de aur de jur împrejur. Să torni 4 inele de aur pentru el și să le fixezi la cele 4 colțuri ale sale, 2 inele de o parte și 2 inele de cealaltă parte. Să faci niște drugi din lemn de salcâm și să-i poleiești cu aur. Să introduci drugii prin inelele de pe cele 2 părți ale chivotului pentru ca acesta să poată fi dus cu ajutorul lor. Drugii să rămână în inelele chivotului și să nu fie scoși din ele. Să pui în chivot mărturia pe care ți-o voi da. Capacul ispășirii. Exodul, capitolul 25, versetele 17-22. Apoi să faci un capac al ispășirii din aur curat, lung de 2 coți și jumătate și lat de 1 cot și jumătate. Să faci și 2 heruvim din aur bătut la cele 2 capete ale capacului ispășirii. Să faci un heruvim la un capăt și un heruvim la celălalt capăt. Să-i faci la cele 2 capete ale capacului ispășirii dintr-o singură bucată cu el. Heruvimii să fie cu aripile întinse deasupra, umbrind astfel capacul ispășirii cu aripile lor. Ei să stea față în față, fețele heruvimilor să fie întoarse înspre capacul ispășirii. Să pui capacul ispășirii deasupra chivotului, iar în chivot să pui mărturia pe care ți-o voi da. Acolo, deasupra capacului ispășirii, între cei 2 heruvimi care sunt pe chivotul mărturiei, mă voi întâlni cu tine și îți voi da toate poruncile pentru israeliți. În tabernaclul, separarea dintre Sfinta Sfintelor, locul preasfânt, de locul sfânt se făcea printr-un voal, albastru, purpuriu și roșu, iar în locul preasfânt era chivotul cu capacul ispășirii, având cei 2 heruvimi.
Singura modalitate prin care se putea intra în locul preasfânt era o dată pe an, marele preot, prin sacrificiu de sânge. Însă numai marele preot intra în al doilea, chiar și el numai o dată pe an, și nu fără sânge, pe care îl aducea pentru el însuși și pentru păcatele din neștiință ale poporului. Evrei, capitolul 9, versetul 7. Odată cu venirea lui Hristos pe pământ, aflăm în Evrei, capitolul 8, versetele 1-2. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi, în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. Acesta a devenit mare preot și rege, Apocalipsa, capitolul 1, versetul 5 și capitolul 19, versetul 16, templul devenind noi înșine, 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 19-20. Sau oare nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care este în voi, pe care l-aveți de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci voi ați fost cumpărați cu un preț. Slăviți-L deci pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Iar jertfa supremă a fost făcută pentru noi, nu mai avem nevoie de alte jertfe.